make them bounce. Salutare, dragi prieteni, și bine ați venit la un nou episod din cariera noastră cu Everton. După cum vedeți, avem un meci în deplasare împotriva lui Arsenal. Înainte să-i dăm drumul, lăsați și voi un like și tot tacâmul. Ce vrei, ce ai de gând ai să faci? Să pui măcar un... pe Pogba, ce ai putea să pui pe a 6? Este cesar Paul Pogba. Și mă gândesc pe asta să punem 11 locul lui Miralas, că oricum Miralas va ieși din primul 11 și îl avem... șeptar pe Chamberlain, nu mai este nevoie să punem un alt șeptar. Bun, am făcut și schimbări de numere și să jucăm în deplasare împotriva lui Arsenal. Cazorla pentru Ramsey, în careul nostru. Ramsey periculos acolo, minge în careu încă o dată, respinge Pogba, dar nu o face foarte bine. Până la urmă balonul este respins în sfârșit. Până la stopperul Consiezli, Ramsey acum trece frumos, pasează la Gibbs. Gibbs pentru Alexis Sanchez, Sanchez la 1 cu Kiriche, centralul Sanchez pentru un altul, Edin Dzeko. Zuma este foarte puternic pe picioare, iată aici că este faultat. El faultează, nu m-am așteptat la așa ceva. Să vedem cineva bate Santi Cazorla, da, el bate Cazorla. Șutul acestuia este prins în brațe de Tim Howard. Minutul 11. Să vedem acum pe Bernat. Bernat la balon, pasă pentru Cristian Atsu. Are viteză bună Atsu, dar nici el nu mai poate prinde acest balon. Cazorla pentru Gibson la 1 cu Miralas. Miralas nu poate să salveze balonul. Până la urmă iese în afara terenului și cred că va fi corner pentru Arsenal. Da, este o audiență destul de mare aici pe Emirates. Să vedem pe Jack Wilshere. Centrarea lui Wilshere este reținută încă o dată acolo de Tim Howard. Se aruncă cu mult curaj. Iată acum pe Lukaku, Romelu Lukaku pentru Kevin Miralas. Miralas nu prea are spațiu. Miralas alege o pasă în centru foarte bună la De Bruyne din prima. Excelent pentru Atsu. A încercat să-i retrimită Atsu lui De Bruyne, dar nu a reușit. Și iată acum pe Alexis Sanchez. Chilianul Alexis Sanchez, fost jucător al Barcelonei. Un călcâi... acolo, dar balonul este recuperat de noi. Hai Atsu pentru De Bruyne. De Bruyne din prima, excelentă pasă pentru Lukaku. Lukaku trece frumos, dar nu reușește să treacă și de Cazorla acolo. Cazorla și Flamini erau cei care îl păzeau pe Lukaku. O centrare periculoasă încă o dată la a doua bară, balonul este respins de Atsu. Și acum Alexis Sanchez pentru Debuchy, jucătorul luat de la Lille. De Arsene Wenger, adus de la Lille, de Arsene Wenger aici la Arsenal. Iată acum pe Zuma încercând să recupereze. Wilshere trage, a primit de la Alexis Sanchez. Șutul lui Wilshere se duce peste poarta lui Tim Howard. 4 minute de prelungire pentru această primă repriză. Scorul este 0-0 la pauză. Vom intra în a doua repriză, sper eu, cu mai mult tupeu și să încercăm să marcăm. Iată acum pe De Bruyne, dar nu reușește aici să treacă. Sper să obținem în sfârșit 3 puncte. Dacă nu vom bate nici acum, vor fi 3 meciuri fără victorie pentru noi. Nu ar fi un bilanț foarte bun. Iată acum pe Cazorla pentru Gibbs, 1-1 cu Cavanda. Cavanda nu reușește să facă nimic lui Gibbs, centrarea lui Gibbs l-a lăsat pur și simplu să centreze acolo. Ce șut! Apără excelent Tim Howard, faza continuă și marchează din păcate Arsenal. Ocazie uriașă. Ce greșeală aici a lui Kiriches, practic a recentrat balonul. A cam gafat la faza asta Vlad Kiriches, trece acolo foarte bine Kevin De Bruyne. De Bruyne! Chesley reușește să apere. Nu mai este în poartă Ospina, care a luat 4 de la Everton. Iar acum pe Lukaku. Lukaku este cu balonul la un, nici lui Lukaku nu mai este mare lucru acum. Mesut Ozil pasă pentru Aaron Ramsey. Înapoi la Ozil, în care Ozil pe lângă poarta noastră. Scăpăm la această fază, ocazie foarte mare pentru Arsenal de a se desprinde la 2 goluri. Credeam că, de fapt voiam ca noi să marcăm primii în această repriză, dar până la urmă Arsenal a făcut o minge acum pentru Lukaku de la De Bruyne. Lukaku în flancul stâng, Lukaku, Gibbs, avem corner. Avem corner la această fază, să vedem cineva bate, este Atsu, nu știu de ce bate Atsu toate fazele fixe, mă, normal, ori Pogba, ori... un șut acolo, apărat de Chesley, ocazie foarte mare aici pentru noi, nu am fost atent cine a tras, cred că Lukaku o fi tras.
Spuneam că normal ar fi trebuit să bată Pogba sau De Bruyne, dar cred că îi rămân ca rău pentru a lovi cu capul. Știm că putem pune noi pe cine vrem să bată, dar cum e bine și să bată și Atsu. Aaron Ramsey, jucător care a devenit foarte important pentru Arsenal, o centrare periculoasă, este acolo Howard, oh, balonul s-a primat paralel cu linia porții, a fost la un metru distanță de linia porții, balonul, iată-l acum pe Romelu Lukaku, a fost lansat Lukaku nu trece de per Mertesacker, foarte greu să treci de un astfel de fundaș experimentat. Nemțul Mertesacker, PNR, jucătorul luat chiar de la noi, intră în locul lui Santi Cazorla. Iată acum o centrare periculoasă, mingea este în careul nostru, Pogba nu poate să iasă, este oprit acolo, practic cu corpul, apără Tim Howard și acum un contraatac. Este Kevin De Bruyne la balon, De Bruyne, cât de bine au strâns acolo jucătorul lui Arsenal! Și iată pe Olivier Giroud, este 2-0, Olivier Giroud își pune capul la contribuție aici. O, ce degajare directă. Și nu a fost ăsta, știți cine îl scotea din offside? Bernat îl scotea. Din păcate, Arsenal se deplasează la 2 goluri în fața noastră. Asta nu este un lucru foarte bucurător. Să vedem acum pe Miralas. Din nou așteptam mingea Miralas. Flamini, fost jucător la AC Milan. Perioada 2009-2010, Flamini. Iată încă o dată acum pe Flamini pentru Sanchez, 1-1 cu Cavanda. Cavanda nu reușește să recupereze, nu prea a mai făcut multe recuperări Cavanda, mai ales în acest meci, o lovitură de cap apărată de Howard. Au atacat foarte mult, au dominat clar a doua repriză Arsenal și până la urmă meciul, încă ocazie uriașă, 3-0, se răzbună practic Arsenal. Practic se răzbună aici pentru înfrângerea din turcul 4-1. O victorie tot cu 3 goluri avans ar fi aceasta, dacă nu ori mai marca sau dacă vom mai marca și noi. Kevin De Bruyne fusese acolo faultat, dar s-a lăsat avantaj. Zelalem împotriva fostei sale echipe nu a făcut un meci foarte mare. Oxley Chamberlain nu a putut să joace astăzi. Să știți că în aceste meciuri s-a simțit lipsa lui. Iată acum pe Zelalem pentru Lukaku. Mamă, dar ce apără portarii ăștia, incredibil. Nu mai reușim să băgăm mingea în poartă. De 3 meciuri încoace n-am mai marcat un gol. Și iată acum pe Olivier Giroud, 1-1 cu Vlad Kirkeș. Kirkeș încearcă să recupereze de la Giroud, foarte bine interceptează și să vedem acum pe Kirkeș sprintând. Kirkeș continuă. Kirkeș, dar nu trece acolo. Din nou recuperează senzațional cât tărie are acest fundaș. Este 3-0 în continuare pentru Arsenal. Centrarea lui Giroud foarte periculoasă și meciul acesta a fost o înfrângere usturătoare pe care o suferim acum. Golaverajul nici măcar nu ne mai ajută. Nu am marcat de 3 meciuri încoace și am luat 4 goluri în 3 meciuri, din care 3 într-unul singur. Să vedem acum centrarea lui Alexis Sanchez, cam lungă și meciul se încheie, cum spuneam, o înfrângere, dar se bucură Tim Howard, dar și am văzut acolo o nemulțumire pe jucătorul lui Arsenal, ciudat. Vlad Kirkeș, omul meciului, Liverpool face și ea un egal, iată și cadem pe locul 5, loc de Europa League, trebuie să ne revenim, și simulăm și cu Palace, un alt meci din Anglia, din Londra, haideți să jucăm și cu Palace pentru că nu putem să riscăm așa ceva, trebuie să ne impunem neapărat, dar să vedem dacă și-au revenit un jucător, nu și-a revenit încă Oxley Chamberlain, așa că vom juca tot cu Miralas titular. Umut Bulut pentru Wilfried Zaha, Zaha pentru Chamac, apără, e incredibil reflexul lui Tim Howard la această fază. Tim Howard scoate în corner pentru Crystal Palace. Chamac este cel care execută o centrare periculoasă a lui Chamac. Reușim să respingem, dar pentru moment Kelly revine. Kelly pentru Ledley continuă în careul nostru. O centrare, recentrează acum balonul cei de la Crystal Palace. Apără Tim Howard, bară, scăpăm. Incredibil ratare a lui Ledley aici în a doua fază. Dar chiar și în prima fază a fost o ratare chiar mai mare. 0-0, scor rămâne intact, deși mingea era ca și băgată în poartă, spun eu, la ocaziile ce le-au avut. Pogba, nu este deloc nimic aici lui Pogba.
Rămânem în Londra pentru acest meci cu Crystal Palace, după ce am încasat o victorie, o înfrângere usturătoare. Nu este deloc bine ce se întâmplă pentru noi, rezultatele nu mai curg așa cum curgeau înainte, am căzut chiar pe locul 5 și trebuie să revenim. Iată acum pe Bernat pentru Pogba. Pogba la balon, continuă Pogba cu o pasă pentru Kevin De Bruyne, De Bruyne din prima la Lukaku, trage Lukaku, corner, ceva, corner. De Bruyne pentru același Miralas, continuă, are viteză bună Kevin Miralas, sprintează, se întoarce cu balonul Miralas între doi adversari, Ledley până la urmă îl depostează, aruncă balonul în aut, încă o șansă, poate ultima acestei prime reprize, Miralas o minge în careu la Lukaku, retrimite lui Miralas, centrează încă o dată pentru gol! 1 la 0! Gol Kevin De Bruyne! O fază foarte frumoasă făcută aici din aut. Kevin Miralas a reușit să centreze în parcă în ultimul moment așa și iată golul lui Kevin De Bruyne. Încă un gol cu capul pentru De Bruyne. 1 la 0! Un gol care poate însemna 3 puncte foarte importante pentru noi împotriva lui Crystal Palace, cu toate că mai avem o repriză la dispoziție să mai marcăm sau, Doamne ferește, să mai încasăm un gol. Începe și a doua repriză, să vedem pe De Bruyne, el este cel care a marcat, el este cel care ne-a dat un refresh parcă. Miralas acum cu o pasă lungă, dar balonul se duce foarte prost, o traiectorie ciudată, pun și on reușește să recupereze pentru Crystal Palace. Ciamac, o pasă pentru Bulut! Ocazie uriașă, Bulut a avut aici, a tras bine, dar a fost deviat în corner șutul lui Bulut. Să vedem centrare pentru Wilfried Zaha, balonul este respins încă o dată. Kelly în poziție de șut, simulează șutul și intră în zonă centrală, pasă pentru Bulut. Bulut oprit și el, Ledley pentru Ward, Cavanda face pressing acolo, Ward continuă, Ward 1 la 1, Miralas cu Ciamac, Cavanda acum 1 la 1 cu Ward și Cavanda rezolvă pentru un moment situația, minutul 55, aruncare de la margine pentru Crystal Palace, să vedem Cavanda interceptează foarte bine, Zelalem trebuie să mai recupereze și el, minge la centrul terenului, dar nu prea reușește, minge, foarte, foarte periculos acolo în careul nostru, marginea careului, șutul a fost peste poartă. Acum pe Kevin De Bruyne într-o poziție bună, zonă centrală, De Bruyne trebuia, spun eu, să tragă acolo. Kevin De Bruyne s-a dus cu mingea să intre în careu și a făcut o greșeală mare. Iată niște intrări decisive care până la urmă dau roade. O pasă lungă peste apărare pentru Lukaku. Pasa a fost însă interceptată de jucătorul lui Crystal Palace. 1 la 0 în continuare pentru noi în fața adversarilor noștri care sunt foarte periculoși. Dar trebuie să scoatem pe Zelalem și pe Bernat. Și pe Bernat, și el nu se simțea mai deloc bine. Dar îl scoatem pe Atsu și Zelalem. Însă nu s-a oprit jocul până acum. Da, să intrăm mai urât. Se oprește jocul. Chit că luăm un galben. Cine a luat aici? Chiar Atsu cred că a luat. Da, Atsu este cel care a luat. Oricum a ieșit. În minutul 90 facem 3 schimbări care am mai tras de timp cu ele. Cred că merge și cred că în FIFA 15 merge straj de timp, am văzut acolo la repunere din margine că timpul trece în continuare, trec secunde adevărate. Și se încheie meciul, se încheie, câștigăm cu 1 la 0 datorită golului lui Kevin De Bruyne care a fost omul meciului pentru noi. 3 puncte care ne țin în viață în lupta pentru locurile de Europa. Jucăm un meci important împotriva lui Lokomotiv, să vedem în Europa League în 16, simulăm pe terenul nostru să vedem dacă ne vom descurca. Este pe terenul nostru acest meci și facem 2 la 2, urmează un retur pe terenul lor foarte greu unde suntem obligați să câștigăm. Putem spune că ne-am complicat meciul. Avem meci cu Brentford în FA Cup, în deplasare. Și batem cu 3 la 2, destul de greu. McCallany a reușit să marcheze, a intrat și a marcat. Și cred că și-a revenit și Oxlade-Chamberlain. Acesta a fost episodul de astăzi. Urmează meciuri foarte grele și foarte spectaculoase. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like. Până data viitoare, eu am fost Ultra. Rămâneți cu bine și sayonara!